Stadionul 1 Mai din Slatina a fost gazda etapei finale a Cupei României, faza județeană. Lupii Profa și Recolta Stoicănești au fost echipele care au luptat pentru adjudecarea marelui trofeu. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 47, aducând astfel victoria grupării Lupii Profa. Performanța celor de la Lupii Profa este cu atât mai remarcabilă cu cât aceștia evoluează în Liga a 5-a din județul Olt. Festivitatea de premieră a fost oficializată de George Constantinescu. Președintele AJF Olt le-a înmânat campionilor cupa, diplomele și medaliile. Marcatorul golului, Cristian Matei, a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului. Un meci foarte greu, tensionat, cu multe ocazii de gol. Mă bucur că am marcat și mă bucur că am câștigat. Bun, a fost un meci echilibrat, băieții mi-au arătat foarte mult. Am câțiva jucători sau chiar mai jumătate din echipă care a jucat la Liga 3-a, se vede diferența, dar le mulțumesc că am câștigat acest meci. A fost un meci echilibrat, prima repriză, după aceea s-a mai rupt ritmul, băieții mei au alergat și într-un final am câștigat. Prin acest succes, Lupii Profa obțin dreptul de a merge mai departe în faza superioară a Cupei României.